Ana Ciolan, care alcătuiește cuplul defensiv din centrul apărării cu Iulia Andriciuc. Fault, fault, evident, nu! Incredibil! Da! Respinge barajul CSM-ului, Florența nu ajunge la această minge. Bazaliu dă pe lângă. Da, evident că toată lumea strigă că a fost forțare. E la Târgu Jiu meciul. Două jucătoare ale Gloriei sunt accidentate. CSM-ul continuă această acțiune. Florența Ilie. Ilie apără de Aruda. Recuperează Simau acum. Este 26-26 CSM Târgu Jiu cu Gloria Bistrița. Meci extrem de încins în sala sporturilor. Ardelencele caută să revină din nou în avantaj, intră însă în pasiv. Respinge barajul Târgu Jiului această minge. Repunerea este în continuare a Gloriei. Laslo! Dar Cati este la post, mingea a fost deviată, n-a avut intensitatea potrivită. Iar Târgu Jiu are șansa să se ducă din nou la un gol. Trage de ea Ana Ciolan, pare că a suferit o lovitură la braț. Însă este momentul să se vadă caracterul, determinarea și de ce nu puterea mentală a jucătoarelor în aceste momente. Să nu uităm că avem în față ocupanta locului 2 din Liga Florilor, Gilda Simao. Comite greșeală, o greșeală elementară acolo, Seraficianu, apără Cati, apără Caterina Duceva, incredibil, incredibilă paradă a portăriței din Bulgaria la această fază, din situație de 1-1, Cati ne ține în meci, extraordinar și ascultați reacția publicului. Sunt 2 minute și jumătate din această dispută electrizantă din sala sporturilor. Gilda Simao încearcă să ia acțiunea pe compropriu. Laura Moldovan blocată de Cristina Laslo. Meciul s-a animat total în aceste 2 minute. Gilda Simao, Chiricuță! Aruda! Arată că a fost lovită în zona feței și chiricutele lui Liviu Andrieș merită felicitate. S-au ținut extraordinar de Gloria Bistrița. În ciuda unor decizii prin aceste fete, vă spuneam că jocul CSM-ului este în creștere. A fost evident în ultima perioadă că încet, încet trupa lui Liviu Andrieș redevine acea formație din campionatul precedent. Cartonaș roșu. Gloria Bistrița se poate distanța. Să vedem dacă o va face. Reușește să înscrie Seraficianu. 26-27. Suntem în minutul 29. Intrăm în ultimul minut al acestei confruntări de la Târgu Jiu. Incredibilă a fost atmosfera. Incredibil acest meci. Păcat că Călin Stolerul, crainicul confruntării, spune că publicul poate să fie jucător în plus, mai degrabă jucătoarele în plus, pentru că jucăm în inferioritate cu două fete. ...40 de secunde rămase, Laura Moldovan. Moldovan s-a ultat acolo la linia de 9 metri. Mai sunt aproximativ 30 de secunde din această confruntare. Gavrila, blocată de Laslo. Sunt în pasiv, 27-26 pentru Gloria. Gavrila, ce aruncare!
aproape de poartă. Și este timeout solicitat de Florentin Pubera. Da, nu mai e loc de comentarii când publicul scandează așa ceva. Cristina Laslo, faultată de Florența Elie, mă rog. Până la urmă, Bistrița se califică în semifinalele Cupei României.